În cadrul conferinței, Virgiliu George Vlăiescu a discutat despre cum familia contemporană se confruntă cu o serie de provocări complexe ce variază în funcție de contextul cultural, economic și structura fiecărei familii. Acesta a subliniat că menținerea unor relații sănătoase necesită flexibilitate, empatie și o comunicare deschisă între membrii familiei. De ce s-a ajuns unde s-a ajuns? Pentru că familia trece printr-un adevărat război economic, legislativ, cultural. Și vom vedea de ce și cum. Într-o societate tradițională, divorțul era un fapt extraordinar. În urmă cu câțiva ani, în Sfântul Munte, un părinte duhovnicesc, un mare părinte duhovnicesc, care are și o icoană ce izvorăște mir la el în chilie, îmi spunea, dacă atunci era un lucru extraordinar, astăzi este un lucru extraordinar, o familie care rezistă în timp acestei probleme, acestei provocări a divorțului, a despărțirii. Am fost preocupat de tema aceasta pentru că totdeauna am resimțit divorțul ca pe un fel de moarte, ca o ruptură iremediabilă. Și, într-adevăr, lucrurile se pare că cam așa sunt. Familia tradițională avea niște ziduri care croteau familia și acestea erau mentalitățile. Erau întreaga viață comunității care se centra pe familie. Oamenii nu erau obligați să-și mențină relații de familie, ci erau cumva o datorie, niște roluri pe care ei și le asumau cu libertate, în libertate. Și fiecare își cunoștea foarte bine rolul. Bine, toate rânduierile, nașterea, botezul, moartea, erau evenimente centrale ale comunității și familiile gravitau în jurul lor. În societatea actuală, deja, femeia trebuie să muncească mult mai mult. Virgiliu George Vlăiescu a concluzionat că soluțiile pentru a face față acestor provocări constau în consolidarea legăturilor familiale prin înțelegere reciprocă, empatie și rezistență la influențele externe negative. Virgiliu George Vlăiescu este biofizician și doctor în bioetică. Este cunoscut pentru activitatea sa de cercetare și contribuțiile în domeniul bioeticii și sănătății. Printre lucrările publicate de acesta se numără titluri precum Efectele televiziunii asupra minții umane, Fața nevăzută a homosexualității, efectele micului ecran asupra minții copilului, pornografia, maladia secolului 21 și revrăjirea lumii sau de ce nu mai vrem să ne desprindem de televizor. În aceste lucrări, Vlăiescu explorează impactul tehnologiei asupra sănătății mentale și educației și analizează și implicațiile sociale ale acestor fenomene.